Părinții au adeseori lacune în modul de a-și educa copiii și nu de fiecare dată reușesc să aleagă cea mai potrivită variantă educațională. Rezultatul este că din această cauză copiii sau adolescenții suferă de unele tulburări psihice care, neluate în seamă, se pot agrava. Mulți părinți nu își asumă acest adevăr și se consideră nevinovați pentru tulburările psihice ale copilului. Negarea existenței acestor lacune nu ajută niciun fel copilul, ba dimpotrivă, îi cauzează. Nu ne ajutăm deloc copilul dacă negăm existența unei probleme. Există părinți care spun, v-am adus copilașul, vedeți ce are, că nu știu, există niște probleme și nu ne mai înțelegem cu el. Însă în momentul în care îi se comunică părintelui că problema o poate rezolva dumnealui în familie, de cel mai multe ori reacțiile sunt de uimire, că părinții și mediul familiar este cel care trebuie să schimbe, cei care trebuie să impună reguli și de obicei să facă niște schimbări. Specialiștii mai spun că copilul și adolescentul se pot schimba doar prin prisma schimbării adulților, mai precis a comportamentului lor față de copii. De asemenea, dacă este cazul, părinții trebuie să schimbe limitele pe care le impun sau nu copiilor lor și să-și modifice atitudinea greșită față de aceștia. Avem o mulțime de exemple, de la supraprotecția copilului, să nu ia contact cu microbii, să nu fie rănit în joacă, până la extrema cealaltă de a acorda copilului toată libertatea din lume și atunci el nu știe unde să se oprească și există riscul de a deveni o personalitate borderline, adică fără limite. La modul ideal, părinții care descoperă tulburări de comportament la copiii lor ar trebui să apeleze la psihologul școlar, la un psiholog clinician sau la consilierul psihologic. Pentru ca aceste probleme să fie prevenite și să nu se ajungă la tulburări de comportament care ulterior să fie cu greu ținute în frâu și rezolvate. Cele mai dese tulburări în psihologia copilului sunt depresiile, tulburarea ADHD, tulburările de comunicare și comportament, tulburări de hrană și ale somnului.